Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine vă pregăsi la un episod de Minecraft și înainte să începem episodul, ca de obicei, aș aprecia, dacă ți-a butonul de like pentru nasul meu de bacă, astăzi vom... Ghiciți și asta? Exact! Nu e un cuptor cu microunde, este o bombă uh, și e interesant că ăsta a putut să bage textura, având în vedere că eu nu folosesc un resource pack pentru uh, bomba aceasta, dar este o bombă care aproape arată ca un cuptor cu microunde, dar e o bombă. Deci astăzi va trebui să dezamorsăm o bombă, mai exact bomba asta. Uh, dar haideți să știm aici. Este treaba ta să îți dai seama cum să dezamorsezi bomba. Dezamorsează bomba înainte să se scurgă timpul. Trebuie să rămâi în Game Mode 2 și am impresia că mă dă de aici, că ce Game Mode Updated. Fiecare cameră a fost testată, ești un tip jmecher. Da, sunt un tip șmecher. Mai jos zice că sunt 10 nivele. Nu am un YouTube, nu am un canal de YouTube, așa că uite la YouTuberii mei favoriți care sunt acolo. Creator, ăsta e el. Nu prea înțeleg fața, dar haideți să mergem și să dezamursăm bomba. Credeți că ne vom descurca? Hai să vedem. Probabil nu, pentru că e un puzzle mai și nu mă pricep, dar îmi voi da eu seama. Dacă nu vezi o bombă, apasă butonul de aici. Da, văd bomba. Camera întâi. Sunteți gata? Hai să ne frecăm palmele. Să uităm drumul. Prima bombă. Suntem contra cronometru. Cred. A, da. Start. Contra cronometru. 18 secunde. Hai să-i drumul. Ce ne să fac asta? Wire cutters Oh, ok Deci primul nivel, da? Trebuie să ducem semnalul la bombă și să tragem de manetă Uh, l-am dezarmed L-am dezarmed Camera a doua, hai să vedem, aici devine din ce în ce mai complicat Mai întâi vreau să văd asta Key code Oh god, 5814 Key code 9623 What the fuck is this? Și ce ar trebui eu să fac? Stai, stai, stai puțin, stai puțin. Start. Oh, God. Will grabber? What? Deci, 1, 2, 3, 4, mă gândesc, stai puțin. 9 e maximul, nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fuck! Și nu-mi dau seama ce ar trebui să fac eu aici. Failure! Am murit. Am mai murit de câteva ori și, uh, aparent, este un puzzle mult mai greu care mă depășește și nu m-aș fi prins uh, niciodată cum se rezolvă. E bine, cifrele astea, eu mă gândeam că logica mea era că... Vezi tu, dacă ăsta scrie 5, 1, 2, 3, 4, 5, al 5 la item din inventar, dar nu e așa. Uh, aparent cifrele sunt specifice, deci fiecare bloc în parte are câte un, uh, stai, are câte un ID, fiecare bloc în parte. Adică dacă apasăm F3, deci fără F3H nu ne arată nimic. Cu F3H ne arată uh, ID-ul blocurilor, care îl găsim pe wiki, dar îl poți găsi și din joc apăsând cu F3 plus H. Da? Uh, apasând fără cu, apăsând F3 plus H și fiecare bloc are un număr, o cifră. Și cifra aia corespunde codului de aici. V-ați prins? Deci, de exemplu, dacă aici avem 5, ne uităm, asta e 8, 4, 2, 1, 5. Asta înseamnă că vine verde, după care 8 e gri, după care 1 este portocaliu, da? Și 4 este galben. Dar nu știu dacă avem destul timp. După aia 9, 6, 9, 6, 2, 3. Holy shit! Ok, nu m-aș fi prins de chestia asta niciodată, adică nici măcar nu-ți explic... Stai mă! Nu mai dispare caracterul. Ok. Uh, nu mai fi prins de chestia asta niciodată. Uh, era mult prea complicat pentru mine. Deci se pare că aici sunt niște puzzle-uri destul de complicate. Hai să ne uităm. Uh, red OXXXOX. -X -X -X, polished o, -X -O, -X -X -O Plain x, -O -X, -O x. What the actual fuck? Is this a joke? Oare mai are legătură cu Stai puțin, deci avem 6 sloturi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zice red, cred că așa și așa, după aia polished, aha, m-am prins, m-am prins, ok, din nou, vedeți cum e treaba, deci trebuie să ne gândim puțin, uh, în primul rând, deci este un mic puzzle, dar este puțin mai greu decât credeam. În primul rând, roșu, deci cercul înseamnă unde are voie să vină. Roșu vine aici și aici, deci l-am pus bine. După care, polished, da? Poate să meargă sus, dar merge deja roșu sus, deci nu are cum polish să meargă sus, dar poate să meargă jos în ambele locuri. Așa că vom pune polișt aici. După care albul poate să meargă ori aici, ori aici, în ambele locuri, deci l-am pus în ambele locuri. După care plain, Bine, acum eu nu știu dacă e bună soluția asta, plain, care nu știu care e, poate să meargă sus, dar nu că merge white, poate să meargă la mijloc, dar nu că merge roșu și poate să meargă în stânga în mijloc, da? Deci hai să vedem dacă reușește să fac asta. În primul rând, roșu vine aici și aici. Avem polished care merge în una din colțuri, merge aici, după care white-ul spune că ori sus, ori jos, dar avem două albe și după care plain-ul care merge aici. Fuck, ce-am greșit? Plain. Um... Tata, white ul merge sus în colț și jos. Ai să vedem dacă, dacă le schimbiu eu astea așa. Aaa, și ce greșeam? Asta e polished, asta trebuie să vină sus. Fuck me, asta greșeam. Uh, aici și aici. Oh, n-am citit bine. Asta era și el polished, deci erau trei polished, chiar că sunt două. Asta era polished și spune foarte clar că polished-ul ar trebui să vină aici și albul, nu, uh, și roșu trebuie să vină aici sau aici, știi? Și asta era roșu simplu. Deci le inversasem astea două. Ok, am înțeles. Trebuie să fiu atent. Și nu asta. Uh, avem două enviluri, un emerald, start. Instrucțiuni. Contain the bomb. Make a chest and name it safe. Ne ducem folăm foarte repede lemnul, lemnul facem planks, facem un crafting table, crafting table-ul îl punem aici, facem un cestuleț, da, și cestul îl numim safe. Safe. Ok, asta a fost ușor. Camera a cincea. Avem un pressure plate, 1, pink, red, 4, bomb, 2, light gray, 3, 5. Oare se leagă iar de codul blocurilor? Uh, posibil. Nu știu că va funcționat, dar asta e soluția mea, să fie ambele activate. Oh, God! Na, credeam că trebuie să le activez pe rând, știi, dar trebuia două activate deodată. Gotcha, boy! Start, ce naiba e asta? What the fuck? Um. Oh! Nu! No! <laughs> ha! a fost tare asta. Eu nu am prins che butonul. Chiar nu l-am văzut, ești nebun? Uh. Desigur. Bă! Nu cred! Atât de aproape de final! E Tare asta! Mi-a plăcut, mi-a plăcut. Uh, hai să vedem. Deci aici avem așa. 1. What is the ID block for diamond? How many levels are on this map? Who made desire? Who made desire the bomb? What stone ID is the floor? Acum, eu înțeleg că, nu știu, mi se pare tâmpită chestia asta, adică eu aș vrea să rezolv nivelele cu chestii pe care le-aș putea găsi acum. Nu o să stau să caut eu pe Google și să mă gândesc la răspunsul întrebărilor, știi? Asta mi se pare destul de aiurea. Deci răspunsul la prima întrebare. Care este ID-ul pentru Diamond Block? 50. Da, știu eu? Hai să le luăm la nimereală. La nimereală, boss. 57. Ok. Block placed. 9? Uh, Fuck! Come on, dude! Ok, deci știm că e 57 și după aia e 10. Block, așa. Uh, stai, stai, asta. Și... Stai, care era ultima întrebare? What is the stone ID? Nu știu, 6. Huuu, uh, am nimerit. Ok, mai departe. Am niște diamant. Level 8. Detonator. Avem nevoie de... Ok. Și ce aș putea să fac aici? Ăsta, mai multe diamante. Un chest plate. Și niște... Nu mi-a ajuns timpul. Haide. Ui, am făcut detonatorul și ultimul... Ah, stai, nu e penultimul. Start. Trebuie să apăs pe butoane. Fucking butoane. Asta e tare. Ok, asta ne-a Oh, my God, câte chestii. Uh, 14-5, Orange-6, deci are e cu ID-ul. Ok, avem un Pressure Plate. Avem uh, Counter-Signal. Fuck. Uh, trebuie să luăm aurul. Dar înainte să luăm aurul, trebuie să vedem care... Trebuie să vedem cum punem uh, cum punem blocurile? Deci, ăsta, așa. Și după aia 5. 14. Reduie 14. După aia 6. Aha. 8, 2, 4. Bă, le-am pus bine, deci 8, 2, 4. Oh, my god! Și după aia trebuie să o luăm ăstea, să facem armura. Și, um, ok. Am pus-o pe mine! Ok, oricum am destul timp. După care dăm la trade pentru detonator și detonatorul cred că trebuie să-l punem. Oh! Și trebuie să stau eu pe celălalt pressure plate. Um, what the fuck? Aaaa, ce naiba? Ok, aici nu m-am prins. Da. Și ne dă un Daylight Sensor. După care trebuie să apăsăm pe butoane. aici, aici. a, a uite acolo. A, ok, apăsăm pe butoane. Și ce na A, a apărut asta. Punem asta aici, acum trebuie să plasăm blocurile, dar nu mai am timp. Avem un orange, avem un blue, Uh, ăsta știu că este 14. Pac, pac, pac. Iolo. Am timp, am timp. 3, 2, 1. Fuck failure. Era așa. Ok, și okay, acum trebuie să stau pe pressure plate. Disarmed boys. GG. You have beat the disarmed the bomb. Ok, am reușit să câștigăm press for gift. Avem o plăcintucă. Too easy, try my other map, not many completed. Putem să încercăm și cealaltă hartă, dar. View the map. Și putem să vizualizăm harta, da? Cu multe comment locuri, ca la toate hărțile, da? stat el acolo și s-a chinuit puțin să creeze harta, dar. a, Uite, aici, aici erau alea paternurile. Foarte, foarte tare, mapa mi-a foarte mult. Sper că v-a plăcut și vouă, însă. Da, vă mulțumesc pentru atenția acordată și noi ne vom vedea. Sunt un cap plutitor, dar la viitoare, papa. Pa.